vorbim despre cumpărături și produse pe care mi le-am cumpărat în ultima perioadă. Cred că este, adică cu siguranță, este clipul meu preferat dintre toate. Nu știu, îmi place să mă uit să văd ce-și cumpără lumea, ce produse vor să încerce, ce s-a lansat și așa mai departe. Așa că m-am gândit să strâng tot ce mi-am adus eu aminte că mi-am cumpărat în ultima perioadă și am zis să vă prezint. Prima cutie pe care o să o deschid, de fapt am deschis-o, este o cutie de la Notino și aici am mai multe chestii. Sunt 3 comenzi, cred că, date aici. Primul lucru din cutie este acest BB cream de la Misha. Așa. Pe care l-am încercat deja. El se numește Misha Perfect Cover BB Cream în nuanța 21, are SPF 42. Eu l-am încercat deja și pot să spun că îmi place foarte, foarte mult. Este un BB Cream care m-a lăsat cu gura căscată. Foarte, foarte fain. Mă bucur tare mult că l-am cumpărat și că am avut ocazia să-l încerc și să-mi placă atât de mult pe cât am crezut că o să-mi placă. Bun, mai departe, am cumpărat 2 variante mini de pastă de dinți de aceasta, de la Opalescence sau Palescence, cum vreți să-i spuneți. Una este Sensitive Relief și una este Cool Mint. Le-am cumpărat pentru că vrem să încercăm această pastă de dinți și am vrut să iau varianta mini să vedem cum este. Sunt așa de micuțe, aceasta este varianta Sensitive Relief. Iar aceasta este Cool Mint. Sunt mici, au 20 de mililitri, dar eu cred că puteți să ne dăm seama exact dacă ne plac sau nu acestea. Am aici un gel de duș de la Maui, Moisture Body Care. De acest brand știu din Statele Unite. Este un gel de duș care are unt de shea și miroase atât de fain. Abia m-am abținut să nu-l încerc. Oh, Doamne, numai eu știu cât de mult am zis nu, 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 așteptăm să facem video, este plin. Zice că este 100% din ingrediente alese, este vegan, cu apă de cocos și cu aloe vera, nu are ulei minerale, nu are silicon, nu are SLS, nu are sulfați și nu are ALS. Zice că este pentru piele uscate. Abia aștept să-l încerc pentru că în Statele Unite am încercat o variantă și am avut și șampon de la ei pentru păr și mi-a plăcut mult de tot. 2 parfumuri de la Jenny Glow. Am odat varianta Angelica Sinesis și varianta Wood and Sage, care abia aștept să le încerc să vedem cum miros. Le-am încercat atunci când au venit pe mână, dar nu mai țin minte. Acesta este Angelica Sinesis, care miroase, sper că fain. Miroase floral, îmi place. Iar acesta este Wood and Sage. Ăsta miroase dulce, fain. Al doilea este mai puternic, așa arată și al doilea. Foarte interesante sticlusele de sticlă și sunt apă de parfum. Bun. Mai departe, mi-am recumpărat aceste 2 corectoare. Unul de la Essence în nuanța 20 Light Ivory pentru că l-am terminat și îmi place mult de tot. Este corectorul meu preferat și mi-am recumpărat și cel de la Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer în nuanța 005. L-aveam în nuanța, cred că 10 și nu era destul de deschis pentru mine. Așa arată. Abia aștept să le refolosesc pentru că sunt reachiziții, atât de mult mi-au plăcut. De la Catrice mi-am cumpărat această pudră All Matte, despre care am auzit doar lucruri bune și abia aștept să încerc să văd dacă este la fel de matifiantă cum spune toată lumea. Mi-am luat nuanța translucent universală ca să pot să o folosesc peste orice fond de ten. Mi-am cumpărat mai multe produse de la Catrice pentru că vreau să încerc câteva produse de la ei și să vin cu acel video despre produsele, cele 10 produse de la ei. În acest sens mi-am luat și acest iluminator Catrice High Glow Mineral Highlighting Powder, pe care l-am încercat, dar nu al meu, am încercat unul de la o colegă și este foarte, foarte fain. Acum nu știu cum se comportă pe față pentru că i-am făcut doar swatch pe mână. O pudră bronzantă, Sun Glow Matte Bronzing Powder, care arată așa, este în nuanța 35 Universal Bronze.
Am văzut foarte rădată această paletă de Cassandra Contora și mi-am cumpărat-o și eu. Este Nude Pony Pressed Pigment Palette, care arată așa, iar în interior cam așa arată. Mi se pare mie că o copiază foarte bine pe cea de la Huda. Abia aștept să încerc. Vreau să fac și un tutorial cu produsele de la Catrice, pentru că cu cele de la Essence am făcut și urmează și unul de la Catrice. De la Catrice mi-am mai luat și acest, nu știu ce este, un Brush Pen Long Lasting Brow Definer Semi-Permanent, nu știu ce chestie de sprâncene. Abia aștept să încerc, pentru că momentan am rămas doar cu un creion, cam așa, și na, ar trebui să încerc și altele. Mai am, pentru că am cumpărat mai multe produse de la Catrice, am primit și această paletă care se numește Catrice The Fresh Nude Collection, pe care încă nu știu sigur dacă o să o deschid sau o să o pun în cutia cu giveaway. Mă mai gândesc, nu știu. De la Essence mai am aici paleta de iluminatoare pe care mi-am dorit-o de ceva timp, iar pe Notino este mai ieftină. Ea arată așa. Mi-am băgat deja mâna în ea, dar nu în aceasta care este a mea, ci în una a unei prietene. Foarte, foarte pigmentată. Avea ce să încerc pe față. Și mi-am dorit mult de tot această paletă tot de la ei. Paleta de marouri, zic ei, dar foarte, foarte simpatică este. Abia aștept să o încerc. De la Essence mai am și tușul, pentru că rămân fără tuș. Mai am doar acela de la Benefit și m-am gândit să-mi cumpăr unul nou. Mai am două produse de la Notino și apoi trecem mai departe. Am aici un blush de la Wet n Wild care arată așa. Este în nuanța Mellow Wine. Am văzut recomandat Apricot in the Middle și mai ceva cu wine. Doar că am zis să încerc și varianta asta să văd cum e, că cea dreptunghiulară mi-a plăcut. Și mai am aici un iluminator și gata, pentru că mie îmi plac iluminatoarele. Este vorba despre un iluminator de la Makeup Obsession, Mega Honey iluminator. Iluminatorul de la Mega Honey. Pe care îi sigilați și o să-l deschid altă dată. Și am mai primit aici o mostră de ceva mască, cremă, ceva cremă pentru ten mat. Nu v-am spus ce păr pe buze, dar nu este târziu nici acum. Este vorba despre rujul de la MAC în varianta mată, nuanța MAC. Mi se pare o nuanță, cum să zic, foarte bună pentru buzele mele. Mai departe vreau să vă arăt ce am luat de pe MAC și aici am cumpărat de două ori. Odată am cumpărat aceste două mini parfumele de la Verset, care arată așa. Sunt de 15 ml. Prima este, le-am încercat, sinceră să fiu, este Frenesi, aceasta, care îmi place mie până acum cel mai mult. Este un parfum care îl imită bine pe cel de la Black Opium și mai avem aici Radiance, care miroase mai tare, dar nu pot să-mi dau seama exact ce miroase. V-am mai povestit eu despre săpunul de mâini de la spuma de șampania și ciampina pe care l-am luat de la DM și mi-a plăcut foarte mult, extrem de mult, așa că mi-am cumpărat încă un săpun de mâini. Acesta este cu ulei de argan și patchouli. L-am văzut recomandat de fete pe YouTube și am zis că să-l iau și eu. Și tot pentru că mi-a plăcut săpunul de mâini, am zis să-mi cumpăr și un gel de duș și l-am cumpărat pe acesta cu ulei de macadamia și quinoa. Sper să fie fain, are oricum, are 650 de ml, deci o să-mi ajungă ceva timp. Iar ultimul lucru pe care mi l-am cumpărat de pe EMAG este acest gel intim de la Dermomed. Este făcut în Italia. Sper că e fain, nu știu, mi-am luat ăsta care este cu, cred că este cu mușețel, dar nu mă știu, dar îmi place că e roz. Sper să fie fain. Mai am o țară din cel pe care l-am momentan deschis și o să trec și la acesta. Am mai primit încă un pachetel de la prietena mea din Statele Unite și acolo am avut o pudră de la Maybelline Fit Me în nuanța 10 Fair Light. O pudră de la ELF Halo Glow Setting Powder. Pudră care arată așa. Ce că este o pudră foarte faină pentru această zonă. Abia aștept să-l încerc pe toate. Bun. Ce mai avem aici? Este iluminatorul de la Essence Pure Nude Highlighter. Este unul dintre cele mai bune iluminatoare pe care
le-am văzut eu pe internet, lăudate de toată lumea, este un iluminator care se potrivește tuturor tipurilor de ten, este simplu, nu iasă foarte tare în evidență, dar este fain că l-am încercat. Mai am aici un blush de la Essence, The Blush se numește, în nuanța 10 Be Fitting, și mă gândeam să mă iau unul care se numește Be Spoken sau ceva de genul, că arăta interesant. Tot de la Essence am și acest creion de ochi care este pentru linia apei, Extreme Lasting Eye Pencil, în nuanța Silky Nude, este așa un nude foarte deschis, lăptos, pot să zic că așa se și numește. Iar ultimele două produse pe care le am din acel pachetel este mascara de la Maybelline, Sky High Mascara, care este foarte rău dat pe internet. O să-l încerc când îi vine și lui rândul. Și mai am aici un gel de sprâncene de la Maybelline în nuanța 255 Soft Brown, pe care încă nu le-am desfăcut. Mai am aici un pachet de la Makeup Shop pe care abia așteptam să-l primesc. Iar în interior avem așa... Am aici o mostră pentru BB Super Plus Blush Balm Original BB de la Skin, cumva, pentru ten mixt uscat, sensibil și cu tendințe de deshidratare. Abia aștept să încerc, pentru că mie îmi place să încerc chestii. Iar în pachetel avem următoarele. Avem un corector de la NYX, Can't Stop Won't Stop, în nuanța Light Ivory, o pudră din acea banană, am avut și una de la Essence, dar s-a terminat și mi-am cumpărat-o pe aceasta de la NYX, nuanța banana, un spray de fixare de la Milani, Make It Last, varianta originală, un creion de buze de la Milani, în nuanța Cafe Ole, care este maro și cred că am vrut doar să încerc să văd cum sunt aceste creioane. Abia aștept să încerc pe buze să vă spun părerea mea. Și ultimul produs este faimosul Luminoso, blushul Luminoso de la Milani. L-am luat în variantă mică pentru că am vrut să văd care e treaba cu el. Am vrut să vă arăt și cremele pe care le-am primit de la mama. Pentru că știe că îmi plac aceste creme, mi-a cumpărat 3 creme de la Nivea din acesta Body Soufflé, una cu cireșe și am 2 cu cocos și mai am una cu cocos, dar am lăsat-o la părinții mei ca să am și una acolo. De la DM mi-am cumpărat această cremă de mâini cu uree, care a fost 5 lei, nu e mare, dar am auzit că este foarte bună. Aceste două deodorante, asta l-am avut miroase a Alien și ăsta ce că miroase a Lavie Bell, o să-l încerc pe ăsta curând să vedem cum miroase. Și această cremă de corp care ci că este o copie sau un dup pentru cea de la Sol de Janeiro Bum Bum Cream. O să vedem, sunt curioasă să văd cum se comportă pe piele de mirosit, nu miroase exact ca aceea, dar... miroase a cacao, sinceră să fiu. O să vedem că se comportă pe corp și o să revin cu mai multe detalii. Ultimul pachetel pe care l-am primit este unul de la Avon. Aici am produse pe care mi le-am comandat și pe care le-am primit. Și o să vă le spun așa pe rând ce am cumpărat și ce am primit. Primul produs pe care l-am comandat este această mini apă de parfum de la Maxima. Pe care abia așteptam să o deschid pentru că vreau să mi-o pun în geantă de ceva timp. Doar am zis că dacă o pun în geantă, ui de ea. Ea e așa micuță, numai bună de pus în geantă. Mi-am cumpărat pe lângă acel instrument de cuticule și forfecuța, care este la fel roz. Că am zis să-mi schimb forfecuța pe care o am eu acum. Și mi-am cumpărat aceste două lacuri, care arată așa. V-am povestit despre acestea și în clipul cu produse de la Avon. L-am odată în nuanța Morning Light, care este rozul acesta foarte fain pe care îl am acum la pedicură. Și mai am un verde foarte frumos care se numește Jade Garden.
Și v-am spus că vreau să-mi iau și lavanda, că vreau să văd cum arată. Chiar dacă mie nu-mi place cum miroase lavanda, dar îmi place foarte mult această culoare. Bun, mai departe, am auzit că este foarte, foarte lăudat acest cleanser și am zis că îl încerc și eu. Este vorba de cleanserul din gama lor Distillery, este o gamă mai curată, fără alcool, fără miros, care zice că e mai faină. Așa arată, are și borcan de sticlă, sunt tare curioasă, nu miroase, sunt tare curioasă ce o să facă. O să-l pun la testare imediat ce termin cel pe care îl am deschis. Mi-a mai comandat în ultima comandă și acest gel intim, pentru că avea un preț bun și am zis că să-l încerc, pentru că l-am văzut, sincer, l-am văzut recomandat la o fată și am zis să-l încerc și eu. Iar ultimul produs pe care l-am cumpărat este acest spray de picioare pe care îl pur și simplu îl ador, este varianta mea preferată. Toate gelurile de picioare de la Avon îmi plac, însă acesta de cu ananas este preferatul meu. Vreau să vă arăt ce am primit. Nu o să desfac una dintre ele pentru că urmează să le dau cadou. Am primit acest mascara 5-in-1 Lash Genius în nuanța Blackest Black. O să dau doar ambalajul de sus. De desfăcut nu o să-l desfac, doar vreau să vă arăt ambalajul exterior care este foarte, foarte simpatic. Îmi place mult de tot. Am primit totuși și încă un lac care este în nuanța High Speed Pink, care arată așa. Zice că el se usucă foarte repede, dar este într-un roz, într-o bombonică de roz. Da, abia aștept să-l folosesc și pe acesta. Sincer o să fiu, o să-l folosesc pentru pedicură asemenea, pentru că pare foarte interesant și mă bucur că am primit lacuri de unghii, pentru că o să-mi fac mai des pedicură. Așa, am primit un ruj prima dată, în prima comandă, care se numea Relentless Rose din această gamă Power Stay, care v-am spus că îmi place super, super mult. Este o gamă pe care v-am și recomandat-o când am vorbit despre produse, 10 produse de la Avon pe care le recomand, care e așa mai rozaliu, tare, tare drăguță și bună pentru această perioadă. Așa, și am mai primit prima dată un parfum din acesta care se numea Attraction Desire for Her, apă de parfum. El arată așa, foarte interesantă sticluța, foarte geometrică, așa, interesant de tot. Nu știu a ce miroase, dar miroase fain, da? Deci miroase fain. Bun, acesta cred că o să-l dau cadou mamei mele, pentru că eu am destule parfumuri, după cum ați văzut. Iar în ultima comandă pe care am primit-o, chiar astăzi, am primit această cremă de corp de la Attraction, din acea gamă a lor. Au seturi cu creme de corp, cu toate. Așa, am primit totuși și încă o apă mini de parfum, tot din acea gamă. Dar e foarte bună pentru că pot să le pun pe amândouă în geantă și să le folosesc. Așa, tot așa transparente, doar că pe asta scrie Maxima și pe asta scrie Attraction. Una e mai galbenă și una este mai albă. Bun. Și sunt de sticlă, chiar dacă sunt mini. Și am primit, bineînțeles, și varianta mare a parfumului, care seamănă cu cea roșie pe care v-am arătat-o. Așa, doar că e altă, parcă altă formă geometrică, nu știu, e o chestie interesantă, are un design foarte frumos. Pe aceasta o să o dau mamei lui Claudiu împreună cu rimelul, pentru că eu am acela de la Maybelline. Și am mai primit un ruj, tot din această gamă, Power Stay 16 Hours, nuanța Power Play Peach, nuanța pe care am purtat-o în clipul cu produse de la Avon, produse pe care le recomand. Este vorba despre această portocală roșie, că așa este descrisă culoarea aceasta. Și cam acestea fiind spuse, acestea sunt toate produsele pe care mi le-am cumpărat sau le-am primit în ultima perioadă. Sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați să vă abonați canalului, să-i dați un like videoclipului dacă v-a plăcut. Iar în secțiunea de comentarii vă invit să-mi spuneți ce produse ați mai cumpărat, ce produse ați încercat, dacă v-au plăcut, nu v-au plăcut și așa mai departe. Până data viitoare, aveți grijă de voi, vă pup, toate cele bune, bye!